începând cu luna aprilie 2022, când este programată următoarea sesiune de admitere în școlile MAI, vor avea șanse să fie admiși tinerii care vor dovedi că înțeleg și pot aplica legile specifice meseriei. Examenul nu se va rezuma doar la un test grilă din limba română și o limbă străină, ci va fi mult mai complex, conținând inclusiv jocuri de rol, în timpul cărora candidații vor trebui să dea dovadă că au capacitatea să poarte un dialog coerent, ferm bazat în special pe noțiuni de legislație. Se urmărește astfel aptitudinea viitorului polițist de a interacționa cu cetățenii Capacitatea de a se exprima în public, de a lua decizii legale într-un timp scurt, reacția în fața unei situații date. Potrivit adevărul Pungro, prima sesiune de admitere din anul 2022 este programată pentru luna aprilie, fără ca la acest moment să fie stabilit clar un calendar al examenelor. La școala de agenți de poliție Vasile Lascăr din Câmpina, cea mai mare unitate de învățământ cu acest profil, au fost aprobate pentru această sesiune 1340 de locuri. Noua bibliografie a fost făcută publică încă din data de 13 ianuarie 2020 doi și se adresează în special candidaților care sunt familiarizați cu legislația română în vigoare. Astfel, examenul de admitere este împărțit în patru module. Probele sportive, testul grilă la limba română și limba străină, un test grilă din legislație și exercițiul de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic. Ultimele două testări reprezintă noutatea în ceea ce privește examenul de admitere în școlile de subofițeri ale MAI.